Să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, și voi citi versetele 15 la 17 și voi adăuga din capitolul 16, versetele 13 și 14. Deci mai întâi, Ioan 14, începem cu versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și îl va va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață. Și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, că -și rămâne cu voi și va fi în voi. Continuăm din capitolul 16 de la versetul 13. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Amin. Reașezați vă vă rog. Vă salut pe toți cu salutul Apostolului Pavel, îi spun al Apostolului Pavel pentru că este prezent în toate epistolele ce-i poartă numele. Har și pace din partea lui Dumnezeu Tatăl și al Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Și după un asemenea cuvânt de salut, Apostolul obișnuia să mai scrie în epistolele sale cuvânt de binecuvântare pentru Dumnezeu în această seară îl folosesc pe cei din Efeseni, capitolul 1, versetul 3, unde este scris, ceea ce cred că putem să spunem împreună, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locul recerești în Hristos. Amin. Din cuvântul pe care l-am citit din Evanghelia după Ioan și nu numai, din ceea ce spune Scriptura în mod deosebit în Noul Testament pe tema aceasta, doresc să am un cuvânt sub titlul cu sau fără Duhul Sfânt. Și fie ca toți, cum scrie în cartea Nemia, capitolul 8, toți cei care sunt în stare să înțeleagă. Aici se includ și copiii și toți pe care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu rațiune, ba mai mult ne dă Duhul Său ca să ne lumineze mintea. Toți să ne cercetăm să vedem dacă în viața noastră, în diverse activități, și ipostaze suntem cu sau fără Duhul lui Dumnezeu. Am început citirea cu capitolul 14, versetul 15, unde Domnul lansa o precondiție. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și apoi apar cuvintele referitoare la primirea Duhului Sfânt. Este exact aceeași idee care apare în faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 32, unde este scris Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Așadar, Dumnezeu vrea să ne facă oferta asta să fim cu Duhul Sfânt în nădejdea că noi acceptăm, că dorim, ce folos ai, dai un copil o bicicletă, să ai bucuria asta și el, de fapt, să spună, de eu nu am nicio pasiune să mă plimb cu bicicletă. Exemplele pot să fie în diverse domenii, dar nu este alt dar, altă făgăduință mai bine cuvântată, ba chiar este numită în felul acesta făgăduința Tatălui. Vesetul următor spunea, sunt cuvintele Domnului Isus, care a zis, eu voi ruga pe Tatăl. Deci, Domnul Iisus Hristos a pus un cuvânt pentru noi, Tatăl a fost binevoitor, ne-a fost favorabil, să ne dea Duhul Sfânt. Toate acestea în condiția că vrem să-L ascultăm și să beneficiem de acest har. Amin? amin? Dacă amin, hai să ne cercetăm. În primul rând, cu sau fără Duhul Sfânt, nu înseamnă al primi sau încă, a nu fi primit. Cei ce nu l-au primit, știți cum a întrebat Pavel, scrie în fapte 19 pe ucenicii lui Ioan din Efes, ați primit voi Duhul Sfânt? Eu sunt spus, nici n-am fost introdus în tema aceasta. Eu vreau să mă axez în această seară pe segmentul de după primirea Duhului Sfânt. Evident că cei ce încă nu l-au primit nu pot să fie cu Duhul Sfânt. Să iau un exemplu pe înțelesul tuturor, unul care nu-i însorat și nici nu știe cu cine o să se însoare, dacă l-aș întreba ești cu nevasta, să-mi spună, dar nici nu știu care. Dar unul care este căsătorit, pe acesta în mod logic pot să-l întreb dacă vă zice, vin la voi, sau doresc să vin la voi în vizit. Totuși, fiind de față cu soția, să spun, sunteți împreună, soția? Deci, să vedem dacă după primirea Duhului Sfânt suntem întotdeauna cu El și beneficiem de toate harurile care decurg din această relație. Doamne, ajută! Știți că Duhul Sfânt se primește în general în rugăciune sau cel puțin pe fond de rugăciune, adică de cerere. Pentru că este valabil ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, vă citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 11, cuvintele Mântuitorului, versetul 13, Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor cel cer. Dacă am primit Duhul Sfânt în rugăciune, haideți să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne însoțească în rugăciune. Și când ne rugăm, să fie prezent și Duhul Sfânt. Noi ne putem ruga și cu mintea. Și este normal să o facem cerând înaintea Domnului sau mulțumindu-i în funcție de nevoile sau darurile care le-am primit. Dar dacă ne rugăm și prin Duhul, cum scrie în Efeseni, capitolul 6, versetul 18, și asta vă rog să observați, nu e ceva special, e ceva general. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Adică Dumnezeu poate să ne inspire când ne rugăm. Și asta e mai mult decât ne duce mintea noastră. Noi poate ne amintim, poate nu. Depinde fiecare cât stă de bine cu memoria. Dar Domnul Isus ne-a promis că Duhul Sfânt poate să ne aducă aminte. Și atunci se deschid noi pagini în rugăciunile noastre. Să vă dau un exemplu. Eram în Italia cu un frate, mă ducea cu mașina dintr-o parte în alta și l-am întrebat, frate, ce experiență ai avut cu Domnul? Mi-a spus cum s-a la Domnul și printre altele zice, conduceam tirul, urma să traversez Italia, undeva să descar la... nu, de fapt să se îmbarce pe vapor la Ancona, să treacă în Grecia la Patra și zice, la un moment dat, am simțit că nu sunt bine cu sănătatea. Am tras într-o parcare de tiruri și m-am culcat așa automat în cabină. Dimineața m-am trezit, m-am simțit înviorat și am văzut apelurile telefonice, îl sunaseră cei din țară. Au revenit dimineața, el n-am auzit nici telefon. Soția, copiii, ce s-a întâmplat? Am avut o problemă de sănătate, dar exact nu-mi dau seama ce, însă acum sunt bine. Când a venit în țară, s-a dus să-și facă un control, mai întâi la Petroșan, că era din zona Unedoara, un medic de acolo, o doamnă, l-a trimis la Cluj, la specialist și doamna specialist de la Cluj îi spune, domnule, extraordinar, ce noroc ai avut! Unde te-ai operat? Că în România asemenea operații nu se fac. Doamne, unde să fie operat? La cap, domnule, dumneavoastră ai avut un accident cardiovascular foarte grav. Uite aici se vede totul. Doamne, eu n-am fost operat. Cum adică n a fost operat? Mă contrazici pe mine ca specialist? Unde a fost operat? La care el foarte liber zice, dacă tot am fost operat, poate acolo în parcare. Eu de un alt moment de intervenție nu știu. Doamna doctor zice, ei, totuși ai rămas cu ceva la cap. Cum adică să fie operat în parcare? Dar doamnă, uitați-vă bine, ar trebui undeva să fie o incizie, undeva o urmă la craniu undeva dacă spuneți că a fost operat pe creier. N-a putut să o convingă, însă el era încredințat că ceea ce a spus familia seara pe la 11, am avut îndemn puternic să ne rugăm pentru tine și ne-a rugat în mod repetat și Dumnezeu a ascultat, slăvit să-i fie numele. E foarte important să fie Duhul Sfânt când ne rugăm în a ne suplimenta ideile, ba chiar în a ne inspira să ne rugăm cu credință. Mai mult, e foarte important să ne rugăm cu Duhul, asta incluzând și vorbirea în alte limbi. Este scris în Roman, capitolul 8, vă citesc în ideea aceasta, de la versetul 26, tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, deci nici dacă am face noi școală teologică axată numai pe rugăciune, tot n-am putea să dobândim competențe ca și cum ne dă Duhul, Harul de a ne roga pentru lucruri pe care noi nu le știm, căci nu controlăm tot ce este în jurul nostru la distanță, nu cunoaștem viitorul. Și scrie aici, însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, și cel ce cercetează inimile știe care este nezuința Duhului, pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Adau și ceea ce scrie Iuda în epistola sa, capitolul 1, spuneam că ne ocupăm de cei care au primit Duhul, scrie aici în Iuda, capitolul 1, versetul 19, că unii n-au Duhul, dar care l-au, versetul următor, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Mi-au -am amintit de o experiență pe care mi-a relatat-o frații din fosta Unii Sovietică, și ceea ce vă spun mi-a spus un frate în vârstă care a fost la înmormântarea surorii despre care vă povestesc. Era în vremea celor de-al doilea război mondial. Și într-unul din actele barbare, din multe care s-au comis atunci, unitate militară germană a adunat toată populația ce rămăsese într-un sat, mai mult femei, copii. I-a dus la marginea unei păduri, urma să fie împușcați, să cadă în șanț și să fie îngropați. Până să facă ei pregătirea aceea, în grupul de oameni, cum am spus, femei, copii în special, era o fată, nu mai rețin exact, dar în jur de 10 ani avea, botezată cu Duhul Sfânt. S-a rugat, a venit peste ea arul de a vorbi în alte limbi și cu o voce puțin specifică unei fete, cu o tonalitate specială, a vorbit într-o germană pură. Opriți execuția, ordin de la Comandantul Suprem. Nu doar că au fost rostite aceste cuvinte, dar a fost și autoritatea divină, cum scrie în Vechiul Testament, că în unele situații intra groaza lui Dumnezeu un popor. Comandantul a fost înfiorat, a oprit execuția, a chemat fetița și a încercat să vorbească cu ea în germană. Ce să vorbești? Rusește dacă vrei. Sau ucraineană. Sau românește. Ce era ea, ce știa atunci acolo. Și a întrebat -o ce s-a întâmplat. Și fata, foarte liberă, i-a spus, eu m-am rugat. Dar ce ai spus? Eu m-am rugat la Dumnezeu. Și fratele care v-am spus că mi-a relatat asta, fratele Mihai German din Ciudei, din regiunea Cernăuții, a zis, eu am la mormântarea acestei femei, tot satul prezent. Și când s-a încheiat slujba, primarul a luat cuvântul și a spus, Constăteni, satul nostru își datorează existența, perpetuarea viețuirii normale acestei femei. Și a relatat experiența. Iată ce har să fie Duhul Sfânt cu noi când ne rugăm. Fie ca de fiecare dată. Atunci când înălțăm mâinile spre cer, Duhul Sfânt care a fost venit din cer, să fie prezent și rugăciunile noastre să fie bogate. Amin. Trec la un alt aspect. E foarte important, nu doar la rugăciuni și la orice altce slujbă. în casa Domnului și nu numai pe câmpul de misiune, să fie prezent Duhul lui Dumnezeu. E necesar? Dar noi putem face slujbă și fără, nu? Da, dar nu-i tot una. Una este să ai un medic de familie și cu totul altceva este să ai o clinică de specialitate, nu? Când Duhul Sfânt este prezent, avem toate specialitățile la noi acasă. Să ne oprim puțin în Cartea Faptele Apostolilor. Încep doar de la capitolul 8. Spune Scriptura despre Filip că a misionat în Samaria și, cred puțin timp după aceea, scrie în 26, un înger l-a trimis uh, comisiune specială și scrie în 29, Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip știa acum nu doar că l-a trimis Duhul, că Duhul este acolo, pentru că famenilor acela putem spune că a fost născut din nou, ori nașterea din nou o realizează Duhul Sfânt. Și drept dovadă că Duhul Sfânt a fost acolo de la momentul celor spuse, până după botez, rezultă din ceea ce citim 39. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip. Mâine aveți botez. Cred că Duhul Sfânt a lucrat în vremea aceasta. Și dea Domnul să fie prezent și la botez. Că și aici a fost până după botez. Asta e foarte important. În capitolul următor avem întoarcerea lui Saul. A fost Duhul Sfânt acolo? Vedenie aici, vedenie dincolo. Scrie în versetul 17, îi spune Anania, frate Saul, Domnul m-a trimis să scape vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Ce ar? Un om să poată crede, ba chiar, să primească o plinătate. Astea toate atunci când este Duhul Sfânt în lucrare. Trecem în capitolul următor, 10. Apare vedenia Ungerul la Corneliu, vedenia cu față de masă la Petru și scrie în versetul 19, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni. Mă gândesc că dacă nu era Duhul acolo, nu știu ce rugăminți ar fi trebuit adresate lui Petru să se ducă. Nu s-ar fi dus. Știți cum l-au luat la roș ceilalți? A primit libertatea asta căci Duhul i-a zis, du-te! S-a dus, a ajuns singur sau a ajuns și Duhul. Pe când predica, a venit Duhul Sfânt peste ei, mărit să fie Domnul. Asta e dovada că ne-a trimis, că ne însoțește și nu facem slujba fără Duh. Mi-am amintesc că am citit undeva de un misionar care, bine școlit, în America de Nord a plecat în America de Sud, avea niște predici bine stilate, argumentate, un translator priceput, a predicat odată de două, trei ori, nimeni nu mișca, nimeni nu se preda Domnului. Culmea a fost când translatorul a zis, Băi, te văd un om inteligent, dar tu pentru chestiile astea ai venit aici în țara noastră. Ce sens au toate mitologiile astea? La care misionarul tânăr explodează, dar nici tu n-ai priceput. De ce se pricep? O filozofie nu prea bine pusă la punct. S-a zmerit și și-a dat seama, cum zice Pavel în 1 Corinteni 2, că Evanghelia nu înaintează cu înțelepciune omenească. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem logică, rațiune, ci, zice el acolo, m-am bazat pe Duhul Sfânt și pe putere. Și cu toată împotrivirea din Corint, Dumnezeu a lucrat și acolo mărit să fie Domnul. Exemplele pot să continue în Cartea Faptele Apostolilor, dar ce e mai frumos, că își continuă și în vremea noastră. Și vă doresc, nu știu care vă este implicarea, pe lângă cea de aici, în altă parte, să vă însoțească Duhul Sfânt. Că altfel, mare treabă nu facem. Să vă dau un exemplu din vremea noastră. Cunosc niște frați într-o anumită zonă a țării care s-au implicat în misiune în zona vasului. Și Domnul a vorbit unuia dintre ei, care are mesaje din partea lui, să se ducă într-o localitate și i-a dat-o cu numele. S-a interesat ce este acolo. Era doar o bătrânică ce primise într-o anumită măsură credința. Ei între timp erau implicați într-o altă localitate din județul Vaslui la construcția unui locaș din chinare. Și în timp ce acest frate care a primit mesajul cu un alt frate, îi cunosc pe amândoi, se deplasau să aprovizioneze zidare cu materiale. S-au rugat pe drum. Au avut un îndemn să se roage. Și Duhul Sfânt a vorbit acestui frate și după ce s-a încheiat rugăciunea, a spus celuilalt, acum trebuie să mergem în satul acela. Celălalt zice, frate, acum merge după materiale când ne așteaptă frații cu cimentul. Nu, nu, acum trebuie să mergem. Cunoscându-l ca un om al Dumnezeu, fiind și mai în vârstă, a zis, dacă dumneata zici, eu te însoțesc. Când a ajuns acolo într-un sat mai lăturalnic, pentru că nu era foarte circulat, oamenii tăia să răgiște lemne, ceva plopere, au transversal peste drum, au trebuit să oprească mașina, imediat înapoi a lor, deși cum zic, nu era prea circulat, o altă mașină, se dă jos omul din mașină a doua, se cunoștea cu cel ce te cu drujba, fost colegi clasa primară sau ceva de genul acesta, oh, nu ne-am întâlnit, el cu drujba spune, hai să-ți dau un pahar de vin, la care să spune, nu mai beau. Cum adică? Ai probleme de sănătate? Nu, m-am pocăit. Dar ce e Atunci fratele coboară și spune, oameni buni, eu pentru asta am venit să vă spun ce e Oamenii într-o au devenit curioși, păi zici, Hai, tem lemnul din drum să degajăm șoseaua și hai să ne explici, omule, dacă tu știi. Altul zice, auzi, nu aci la tine că nu-i loc, aici la mine pe deluț. Am reținut expresia asta. Domnul îi spusese că doi se vor preda la prima întâlnire. Și când mi-au spus frații, a zis, primii 20 convertiți s-au adunat și au fost botezați în timp ce era casa de adunare acolo pe deluț. Între timp au făcut un locaj de închinare. A fost binevenit momentul acelei trimiteri? Da, cu adresa, cu însoțirea, E foarte bine să mergi în lucrare cu Duhul Sfânt. Îți simplifică toată treaba. E cel mai perfect GPS. E cel mai binecuvântat însoțitor. De aceea, Domnul nu și-a lăsat ucericii să pornească din Ierusalim. Stați aici. Când vine Duhul, sunteți mandatați și au fost binecuvântați fie local, fie în teritoriu. Și știți cât este teritoriul nostru repartizat până la marginile pământului. Doamne, ajută-ne să acoperim întreaga are de lucrare pe care ne-ai repartizat-o acum, evident, fiecare în, în parcila lui. Nu să spunem toți ca John Wesley când a fost întrebat unde faci lujbă? Și l-a zis, parohia mea e lumea. Că a avut mandatul și volumul de activitate la care Dumnezeu l-a rânduit. În toate aceste activități doresc și cântăreților dirijorul n-a selectat o cântar. Mergând într-o parte sau alta, de ce nu și într-o vizită, când mergem sau când suntem gazde, să putem să fim inspirați. Ce să mai spunem de alte lucrări mai speciale? Știți că peste tot ucenicii au avut împotriviri, dar nu s-au temut. Domnul a fost cu ei. Dați-mi voie să vă mai spun o întâmplare din fosta Uniune Sovietică. De altfel, eu am aflat mult mai multe minuni ale lui Dumnezeu din Rusia decât din America. Mă refer la ultimii zeci de ani. Îmi pare rău că unele cărți americanești le numesc eu, ca să ilustreze un adevăr biblic, n-au ce spune vieții autor decât o întâmplare de la un meci sau un episod dintr-un film. Dar eu am aflat, umblând în fosta Uniune Sovietică, experiențe cu Dumnezeu, palpabile, este acolo un frate. A venit cândva la noi la biserică. Odată a numărat peste 80 de frați care au făcut închisoare în Siberia, oameni prin care Dumnezeu a lucrat în mod deosebit, îi plăcea să adune informații de la prima mână și nu oferea decât în condiția asta. Atâtea experiențe ne-a povestit, la un moment dat tinerii noștri l-au numit Google. S-a spus că numai cu motor de căutare pe net mă afli câte știe moșul. Experiențe venite de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt. Unul din frații lui, nu foarte solid, 100 și ceva de kilograme, personal mi-a povestit asta, l-a abordat într-o zi un frate. Era vremea comunistă, pe vremea lui Leonid Breșnev. Și văzându-l așa solid, a zis, auzi, de tine avem nevoie. De ce? La ce? Se trec la Vama Siret, în podul locomotivei la fiecare transport, la fiecare, era anumită trecerea trenului acolo, doi saci cu biblii, și un sac care are 100 de kilograme și tu poți să iei bine în spate. Trecea locomotiva, știți, la ruș, cartamentul este mai mare, la calea ferată, până făceau modificările, ce aveau acolo, tranzitul de vamă, se aruncau saci într-un tufiș în fiecare noapte, la ora 4. Fratele a zis, și dacă mă prinde, văd Siberia. Și zice, eu am făcut armata în Siberia și știu ce asta. Mi-am mintit, spunea el, am ajuns la ora două, ziua, și era noapte, fiind foarte aproape de pol. A zis, am văzut soarele după patru luni, nu vreau să mă ajung pe acolo. Auzi, frate, Dumnezeu ne-a călăuzit să ne orientăm spre tine. Lăsați-mă atunci să mă rog și să întreb pe Domnul. S-a dus la rugăciune la o soră în vârstă. Și îi spune, când s-au ridicat de pe genunchi, frate, am văzut turme de oi flămânde cu șgheaburile goale. Tu trebuie să pui mâncare în șgheaburi. El imediat și dat seama, asta e lucrarea. Dar ce frate, am mai văzut ceva. Domnul mi-a spus că ți frică și-a zis că îți delegă un înger. Du-te cu încredere. Gata am fost. Am fost întărit ca Gideon. S-a dus doi ani de zile. A preluat noapte de noapte cei doi saci cu Biblie. Avea un sistem de a-i împărți prin plase, frați care răspundeau prin adunări, nu spuneau, vedeți, ca biblică, să-l tacă gebeu. Lăsau așa cu plasele sub bancă, una aici, una acolo, și se retrăgeau. Și frații știau să le preia și ajungea mâncarea în care După aproximativ doi ani, povestea fratele, am avut în lăuntru meu o neliniște. Și ce am spus după masa soției, la noapte nu m am încredere să mă duc. Mă duc în seara asta la rugăciune să pe Domnul. O soră îi zice, frate, am avut o vedere, dar nu știu cum să o interpretez. Am văzut un scaun răsturnat, dar mie Domnul a că ar fi trebuit să fie patru de cu capul în jos. El a înțeles imediat că la ora patru trebuia să prea transportul. Și zice, am mai văzut o barieră. Gata, sora. mulțumesc că am înțeles. În noaptea aia i-a prins pe cei ce făceau tranzitul de graniță, care o făceau pe bani, nu frați. Și el a scăpat. Am mai făcut o completare. Și a zis, frate, după ce s-a încheiat slujba aceea, m-am întrebat cum nu s-a legat niciodată miliția de mașina care o parcam în același loc până aduceam saci ca să aflu alterior, spunea el, că o parcam în fața șefului de partid regional. Și niciodată miliția n-a întrebat ce mașină vine la șeful de partid. Dar el nu știa cine locuiește acolo. Acolo i-a fost lui la îndemână, acolo domnul i-a dat îndemn. Pentru că, repet și închei și ideea asta, e foarte important ca Dumnezeu să ne însoțească prin Duhul. Mărit să fie Domnul. Așa a fost cu apostole, când scrie în fapte 16 că i-a zis Duhul lui Pavel să nu se ducă în Asia Mică, l-a trimis în Europa, mulțumim Domnului că ne-a avut în vedere și pe noi. Și așa a început evangelizarea pe continentul nostru, cu o vedenie. Apoi, cum a fost un arest, Dumnezeu a făcut o altă minune. Toate astea pentru că Duhul Sfânt era prezent, slăvit să fie Domnul. Dar vă întreb, dragii mei, Oare numai în activitățile bisericii trebuie să ne însoțească Duhul Sfânt? Vine Duhul Sfânt să întrebe copii, acum vine vacanța, da? Vine Duhul Sfânt și la școală? Vrea să ne însoțească sau în vacanță? Știu eu unde vreți să vă duceți, la bunici, la țară, la serviciu. Când facem o tranzacție, când Vrem să ne angajăm undeva, să lucrăm, sau unii poate să vă duceți din țară. Se implică Duhul Sfânt și în acestea? Da, putem să le facem cu sau fără El. Spune Scriptura în cartea prorocului Isaia, vă citesc din capitolul 30, de la versetul 1, Vai, zice, Domnul de copii răzvrătiți care au hotărâri fără mine, fac legăminte care nu vin din Duhul meu, Știți care a fost greșeala evreilor în vremea aceea, în plan politic? S-au asociat cu egiptenii, împărăție care era destinată slăbirii puterii ei politice, economice și militare. Dumnezeu voia în vremea aceea să ridice Babilon. Prorocii prin Duhul le spuneau, supuneți-vă împăratului Babilon, știți în mod de simplu, prorocii lui Eremia. Ei spuneau, nu, nu ne dăm cu Babilon, ne dăm cu Egipt. Și au greșit, au votat cu cine nu trebuia. Dacă ar fi fost călăuziți de Dumnezeu, ar fi rămas în țară. N-au ascultat, au fost deportați. Dragii mei, tineri, când vă căsătoriți, e bun să vă ajute Duhul Sfânt sau nu? Numai Duhul Sfânt cunoaște inimile oamenilor. Și mai e încă ceva, poate va spune vreunul, eu o testez, o cunosc, Asta îmi place, Dumnezeu de libertate, poți să fii cum vrei tu, dar viitorul cunoști? Un tânăr s-a dus la la o fată. A avut un accident nu grav pe drum și a zis, asta poate fi un semn de la Domnul. Că știți că scrie în Corinteni 7 că și cei văduvi trebuie să căsătorească în Domnul. Tot acolo scrie că un tânăr trebuie să fie plăcut Domnului sau o fecioară și cu Duhul și cu trupul. Cum adică? Să faci o căsătorie să fii foarte prietenă cu Domnul și lui să nu-l spui sau să nu-l consulți. E ca și cum ai avea prieten cel mai bun mecanic din oraș, tu vrei să-ți cumperi mașină și vrei să-i faci o surpriză, nu-l întrebi. Înțelept ar fi să-l consulți, hai cu mine la piață, vreau să cumpăr o mașină. Și tânărul acesta s-a dus să se roage, Doamne, nu-i bună alegerea mea? Eu am cumpănit bine, mi se pare potrivit. Numai că scrie în Biblie, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă Asta în orice ședință, în orice analiză, în orice rezoluție pe care o dăm. Și când s-a dus la rugăciune, Domnul a vorbit, fiindcă mai întrebat. Poți să faci pasul care vreau, Mai eu vă spun cu cuvintele mele. Nu rețin cuvânt cu cuvânt mesajul acela. Dar dacă m-ai întrebat, să știi că persoana pe către care ai întrebat e un suflet cu zile puține. El a reținut. S-a retras, și au urmărit la nașterea unui copil, acea soră a trecut din viață. Duhul Sfânt în diferite situații. Chiar și angajarea într-o afacere, sau cum spune Iacov, capitolul 4. Ascultați acum voi care ziceți, versetul 13. Vom merge în cutare citate, vom sta acolo și... Evreii nu zic că merg la lucru ca românii. Evreii spuneau că merg să facă business. Și spune Scriptura aici, versetul 15, voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea, Domnul. Dar în mod executiv, Domnul ne arată voia prin Duhul Sfânt. Ne călăuzește, într-un fel sau în altul. Dumnezeu vorbește când, într-un fel, când, într alt Vom fi gata să-L ascultăm și să fim cu Duhul Sfânt în aceste activități cotidiene? Sau în mod deosebit în cele mai importante. Acum, să nu mă înțelegeți greșit, să întreb pe Duhul Sfânt ce ciorbă să faci la amează. Dar ne referim la toate situațiile la care lumina lui Dumnezeu este necesară și este binevenită. Dumnezeu să ne călăuzească toată viața. Să putem spune la bătrânețe ca Patriarhul Iacov, îngerul care m-a călăuzit, de când m-am născut până în ziua aceasta călăuzirea lui Dumnezeu, însoțirea, ne poate favoriza prin a ne arăta drumul, prin a arăta puterea, în diverse alte moduri. Vreau să iau ca exemplu doi bărbați pentru dumneavoastră, în a ne fundamenta ideile acestea. Saul și David. Am putea spune că au fost dintr-o familie, nu? Socru și ginere. Vă rog să rețineți, amândoi au primit Duhul Sfânt. Citez 1 Samuel, capitolul 10, din data după întoarcerea de la Prorocul Samuel. Este scris de la versetul 6: Duhul Domnului va veni peste tine. Vei proroci, auzi? Fă păi și Proroc. Întrebarea de atunci. Și vei fi prefăcut în alt om. Deci, cine umblă cu Duhul Sfânt, e alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut că și Dumnezeu este cu tine. Auzi ce har! M-a promis Dumnezeu evreile, toate evreilor, toate neamurile vor vedea că Dumnezeu e cu tine. Cum a spus Abimelec către Avram, către Isaac, apoi, noi vedem că Dumnezeu e cu tine. Și scrie aici de la versetul 9, de îndată ce Saul a întors spatele să se desparte de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. Toate bune la început. Apoi capitolul 11 ne prezintă un război. Sub inspirația Duhului a avut loc prima victorie militară din cariera lui. Că a murit pe front, cum știți. Capitolul 13 surprinde prima greșeală, 14 încă o pripeală, 15 o altă greșeală și scrie în capitolul 16, versetul 14, Duhul Domnului s-a depărtat de la sau. A mai prorocit el odată, scrie în capitolul 19, așa că Dumnezeu a vrut să nu-l lase să-i facă rău lui David. Dar din momentul acesta a rămas singur, debusolat, fără putere. Și mai târziu, când a venit o criză mare peste el, spune Cartea Sfântă 1 Samuel, capitolul 28, versetul 6, Saul a întrebat pe Domnul, după ani de zile, după ce a făcut ce a vrut, Domnul nu i-a răspuns. Nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Nu mă vă rog să analizăm versetul acesta. Domnul nu i-a răspuns cu un alt verset care vi citesc din carte cartea cronicilor, capitolul 10, versetul 14. Despre Saul scrie, n-a întrebat pe Domnul. Cum adică n-a întrebat? Că eu am citit dincolo că a întrebat. An de zile n-a întrebat. În final, într-o criză majoră, a întrebat, dar Domnul se depărtase de el. Ce trist! N-am avut nicio înțelegere a ce trebuie să fac. Culmea, în final, s-a dus să întrebe pe diavolul ce e de făcut. Ce disperare! Să ai harul de tânără, de adolescentă, să te călăuzească Dumnezeu. Dar dacă, Doamne ferește, ne permitem să acționăm fără El, avem libertatea asta. Chiar după ce l-am primit. Să întrebăm pe Domnul, să nu întrebăm. Să facem ce vrem, în final, să vrei și să nu se mai poată. Ce diferență între Saul și David, despre care vă citesc, în 1 Samuel, capitolul 16, scrie de la versetul 13, Domnul a venit, Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Și fără să vă mai rețin cu prea multe versete, dumneavoastră știți, Saul, David, el vorbesc, a întrebat pe Domnul când a fost în Cheila, a întrebat pe Domnul când a trebuit să sui la Hebron, când să se bată cu filistenii și de atâtea ori îl consulta pe Dumnezeu, avea proroci, el însuși era proroc și a fost un om după inima lui Dumnezeu. A vrut să facă templu, și Dumnezeu i-a spus asta, nu tu, băiatul tău. A avut o greșeală și el a fost taxat, dar cu excepția acelei paranteze negre din viața lui, David a fost omul care a ținut aproape de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Dacă Domnul Isus ne-a promis că Duhul Sfânt va fi cu noi și noi să fie. Să ne călăuzească în tot adevărul. Să ne călăuzească toată viața. Amin. Să nu facem nimic fără Domnul. Îmi place un cuvânt pe care l-a rostit Balam. Principiul perfect, din nefericire, nu l-a respectat. Unu, în Numer, capitolul 22, versetul 18. Să-mi dea balac aparatul moabitului chiar și casa lui plină de argint și de aur, și acum e frumusețea principiului, tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeule meu. Și totuși l-a făcut. Va să zic că ispita poate fi mare? Dumnezeu să ne păzească. De orice cădere, cum saluta Iuda în final, și să ne ajute să ne înfățișăm înaintea Lui, plin de bucurie și fără prihană și în pace. Amin? Să ținem cont așadar de Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Să nu-L întristăm prin refuzul nostru. M-a întrebat toată cineva, frate, dar cum m-a lăsat Duhul Sfânt? Zic, dar ce voie să-ți facă? Să te tragă de urechi? Să nu te las? Duhul Sfânt te îndeamnă, nu strigă la tine? Dumnezeu te poate cu treura, dar ar vrea Dumnezeu să dobândim sensibilitatea în a-l asculta, în a-i pricepe glasul, în a-i face voia lui Dumnezeu, că ne-a fost dat să trăim prin Duhul după voia lui Dumnezeu. Nu după voia oamenilor, nu după gândirea noastră, care este limitată. Așadar, nu uitați să recapitulez. Dacă Duhul Sfânt ne-a fost dat la rugăciune, o, oh, de-ar fi prezent la toate rugăciunile noastre. Dacă ne-a fost dat în biserică, să fie prezent în toată slujirea bisericii. De la păstor până la ușier, pe toți să inspire Domnul, pe cântăreți și pe misionari. Și nu numai. Duhul Sfânt nu-i dat numai pentru adunare, îi dat și pentru acasă, îi dat pentru toate evenimentele vieții, în mod deosebit, în funcție de importanța lor, toate să le luăm în colaborare cu Dumnezeu. Să fie nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și închei. Surprinzând cuvintele Domnului Iisus Hristos care spunea, revin la textul care l-am citit, Ioan, capitolul 14, versetul următor, 18, zic, zice, nu vă voi lăsa orfani. Adică cei ce n-au primit Duhul Sfânt sunt orfani. Noi mulțumim Domnului că nu suntem orfani. Avem un tată care ne-a dat un dar. Dar n-ar fi o mai mare greșeală noi cu tată cu părinți să trăim ca fără părinți? Adică sunt, unii sunt torfași și n-au tată, dar culmea este că alții au părinți nu sunt ascultători de părinți. ce e mai grav? Să nu asculți de părinți sau să nu de Dumnezeu? Să ne ajute bunul Dumnezeu. Vă reamintesc versetul de la început, fapte 5 cu 32. A dat Duhul Sfânt și lor, ce? Ascultă de El. Și scrie aici în capitolul 16, și asta este ideea încheiere, versetul 14, El mă va proslăvi. Adică atunci când colaborăm cu Duhul Sfânt, când ascultăm, când au loc lucrările divine între noi, Domnul Isus este proslăvit. Știți, scrie în Ioan 7, că Duhul Sfânt n-a fost dat până ce mai întâi Isus a fost proslăvit de Tatăl, cum s-a rugat în Ioan 17. L-a proslăvit Tatăl și prin aceste lucrări îl proslăvește Duhul Sfânt. Așa scrie, El mă va proslăvi. Haideți să contribuim la slava Domnului Isus Hristos. A Lui vor fi meritele. În baza jerfelui a ispășirii din cer ne-a fost dat Duhul Sfânt. Dar slava întreagă nu-i revine Domnului doar că ne-a dat Duhul Sfânt. Slava întreagă revine atunci când lucrează Duhul Sfânt între noi și rugăm pe Dumnezeu să o facă. Și să nu ne asumăm noi niciun merită în toată această treabă. Poate ați auzit de fratele Răscol de la Pătrăuții, Sucevei, un om pe care Dumnezeu îl folosea la diferite lucrări. Frații din Bosan și în partea cealaltă a Sucevei au avut o situație mai grea, o stare de demonizare. S-au rugat, dar n-au putut să scoată Duhul cum s-a întâmplat cu ucenicii. Și-au trimis după fratele. Și-a avut un moment de slăbiciune. Și-au zis bătrânul, mă, slab sunt, nici un drac nu puteți scoate. S-a dus, Dumnezeu l-a ascultat, persoana a fost eliberată, dar acolo Dumnezeu a vorbit într-un proc. Și zi, pentru că n-ai dat slavă lui Dumnezeu când te întorci înapoi în familie, te așteaptă o pagubă. Și nu mai reține exact ca să nu greșesc că a murit ori vaca, ori Pentru că toate aceste lucrări sunt proslăvirea Domnului Isus. Când va veni El, vom avea și noi parte de slavă. Dar până atunci, toată slava fie a lui Dumnezeu. Prin prezența și lucrările Sfântului Duh. Și dacă tot v-am salutat cu har și pace de la început, închei tot cu un salut de nuanță aceasta, tot Apostolului Pavel, 2 Corinteni 13 cu 14, Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Amin.